Ajutorul social a copiilor de 1640 a copiilor și stau în casă normală în sat Costuleni. Părintele se duce de la casă, trei copii mi-e greu. Vă mulțumim foarte frumos că ați întins o mână și ne-ați ajutat astăzi. Să vă dai bunul Domnul sănătate la copii și dumneavoastră și din asta trăim. Situația e foarte grea. Nici casă, nici masă și părinții, mama e decedată, numai tăticul și nu avem ajutor la nimeni, adică și subținere. Și mă bucur mai departe cu copilașul, străiesc. Cum ați dă-i bunul Domnul? Mi-a fost greu când mi-au luat copiii, am trei copii luați de asistent social. În total aveți 5 copii? 6. 6. 6 copii avem. Și adică situațiile mi-e foarte grele, că nu am sprijin de la nimeni, eu vreau un sfat bun, n-am de la nimeni. Sunt guric și mă rog la bunul Domnul și mergem mai departe. Mi-e greu, mă duc la pădure după lemne, ce că stau cu legenele când plouă. Nici copii, nici n-am și culcat patru, ca lumea am pus două paturi, ne-a dat niște vecini, două divanuri alături și dormim. E ca o masă, o vecină ne-a dat, mi-e greu. Altceva schimbări nu pot, că numai eu. Și mai eu cu mine cu zău ai tărâi, da, sunt bolnăjesc și am stau prin spitalul și ne-i greu. Când stau la spitalul nu vine nimic, că e greu. Că nu, toți au problemele lor, greutățile lor. Cât de des plângeți? Tot timpul plâng și mă rog pentru copii. Pentru copii, să aibă copii. Și la ceilalți mă gândesc. Și mă adresez la asistent social și spune că nu trebuie să mă adresez de dâns, clorile ghiniș, să n-am eu treabă cu dâns. Dar nu m-am prezentat niciodată, nici la o judecată n-am fost. Niciodată. N-am fost și nici nu mai scale pe nică. Și nu văd că-s decăzute drepturile părintești. Și adică am spus că să mă adresez, dar vorbește mă domnul. Și mi-a spus cineva că să nu mă adresez, că n-am să-mi facă dreptate, adică deloc. Mami, noi vrem să vă ștergem o lacrimă din ochi și vrem să vă invităm împreună cu copiii să ne ajutați să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi, pentru copiii voștri, pentru familia voastră și măcar cât de puțin, dar să vă bucurați și să îi mulțumiți lui Dumnezeu că și v-a ascultat rugăciunea și ne-a trimis astăzi pe noi. Și vă îndemnăm să vă rugați în continuare. Poate că Dumnezeu va trimite și pe alții să vă întindă o mână de ajutor. Pentru că Dumnezeu e mare și are resurse. Mergeți să ne ajutați! Mulțumesc!
foarte frumos că m-ați ajutat și vă mai așteptăm în ospiție tare mult și să vă dăie bunul Domnul sănătate la toți care m-au ajutat și să fiți și dumneavoastră sănătos cu compania dumneavoastră și să vă păzească bunul Domnul pe toți. Și vă așteptăm tare mult în ospiție, de-am poate că mai buni păreri, să ne ajutați, să avem noi o căsuță noastră, să ne bucurăm. Atât am eu. Vă mulțumesc frumos! Vă așteptăm foarte mult iară să veniți la noi în ospiție.